Vin banii pentru fermierii din sectorul vegetal. Se pregătește acordarea unui plafon maxim de aproape 80 milioane de euro de la bugetul de stat pentru fiecare măsură de sprijin cuplat. Cel puțin acesta este planul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru susținerea anumitor culturi prin bugetul Ministerului de Resort. Astfel, Ministerul Agriculturii vrea să aprobe următoarele plafoane aferente măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, inclusiv cele rezultate în urma transferului de fonduri. Peste 30 de milioane de euro pentru soia, 11 milioane de euro pentru lucernă, 400 de mii de euro pentru mazăre boabe și fasole boabe, 180 de mii de euro pentru cânepă, pentru ulei sau fibră. Se mai acordă peste 4 milioane de euro pentru orez și 800.000 de, de euro pentru sămânță de cartof, iar 126.000 de, de euro ajung la cei care cultivă hamei. Pentru sfecla de zahăr se dau 20 de milioane de euro, iar tomatele pentru industrializare cultivate în câmp beneficiază de 2 milioane de euro. Și fermierii care cultivă castraveți, ardei, varză și vinete pentru consum în stare proaspătă vor putea să-și bage în buzunar peste 4 milioane de euro. O jumătate de milion de euro ajung la sectorul fructe pentru livezile de prune, mere, cireșe, vișine, caise și zarzăre. Restul de bani ajung la cultivatorii de cartofi timpurii pentru industrializare, aici Ministerul Agriculturii subvenționând cultura de barabule cu peste 1,7 milioane de euro. Potrivit informațiilor furnizate de portalul news.ro, Plățile pentru măsurile de sprijin cuplat în sectorul vegetal se fac în lei la cursul de schimb de 4,59 lei pentru un euro stabilit de Banca Centrală Europeană se precizează în proiectul de act normativ.